Poftă s-o făcut de râs Vlad Țurcanu, el și dreagă Busuiocu. Ia că vine Vlad Țurcanu, dreagă Busuiocu. Președinte provocator! Domnul Țurcanu, să comentați? Domnul Țurcanu, nu vreți o bere? Ce ai zis, că nu comentează? Se vinde și în fața liceului, și ziua în amiaza mare, și noaptea la miezul nopții. Ceea ce înseamnă că nu este băutură alcoolică și n-ar trebui să fie interzisă. Și chiar dacă ar fi comis chestia asta și ar fi împotriva legii, noi credem că a fost un abuz, o depășire a atribuțiilor de serviciu comise de către poliție. Cerem o reacție urgentă și de la ministrul de interne, și de la premierul Leancă, și de la președintele țării, care e garantul Constituției și a drepturilor omului. Polițiștii cei de ieri trebuie să fie toți dați afară de poliție, nu cunosc drepturile elementare. Sunt martori care spun că poliția a intervenit inadecvat, pentru că fata a fost bruscată, a fost pusă cu fața la pământ. Noi, deja când am filmat imagine, am văzut că avea umărul lovit puternic. Și polițiștii nu știu de ce au pus cătușe. Deci fata era cu cătușe pe mâini și polițiștii nu știau ce să facă. Erau derutați pentru că erau filmați. Zicea că un an în urmă a fost bătută tot aici pe strada București de către polițiști. Ea nu vroia să se ducă, a zis veniți aici să-mi scoateți cătușele. Ei pretindeau că ea nu e reținută, că de fapt o iau numai să-i scoată cătușele care s-au blocat din cauza violenței ei. Ce fel de cătușe în dotare are Poliția Republicii Moldova dacă de la eforturile unei tinere se blochează cheia și nu mai pot fi deschise? În închipui ce tortură suportă alți deținuți, alți reținuți de către Poliția Municipală sau a Republicii Moldova, pe mâna cărora se blochează cătușele și probabil îi torturează în felul ăsta. Dar cel mai scandalos ni se pare faptul că peste un minut l-am văzut pe președintele Timofte aici, i-am spus ce s-a întâmplat și l-am întrebat părerea și el a zis că asta e provocare. Asta cred că e descalificare pentru el, un jurist, conducătorul țării, care e garantul Constituției și a drepturilor constituționale. Mi se pare foarte grav, demn de atenția instituțiilor internaționale, dacă președintele n-a reacționat. Dar așteptăm o reacție a ministrului de interne, a premierului. Înțeles că toată era lovită la unul. Avea un umăr vână. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea, noi n-am asistat la